Hermannstadt este o echipă imprevizibilă, spune antrenorul Gloriei Buzău, Eugen Nagoe. Hermannstadt este o echipă, mă rog, care în multe jocuri au avut evoluții bune, în alte jocuri mai puțin bune. Este o echipă imprevizibilă, din punctul meu de vedere. Poate să prindă o zi în care poate să câștige împotriva oricărui adversar, dar, în același timp, poate să piardă așa cum a pierdut împotriva oricui și a pierdut ultimele jocuri la o diferență destul de mare, a primit 8 goluri în 2 jocuri, foarte, foarte mult. Dar pentru noi, pentru mine, este important cum ne vom prezenta noi. Mai puțin mă interesează cum se vor prezenta cei de la Hermannstadt, dacă au probleme, dacă nu au. Un jucător important pentru Gloria Buzău nu va juca în acest meci din cauza unei accidentări suferite la antrenament. Noi avem o problemă, a apărut astăzi o problemă la antrenament. Ahmatov s-a accidentat, se pare că nu va fi apt pentru această partidă. Sperăm să nu fie ceva de durată, să revină cât mai rapid. Că, păcate, era un jucător important și ne va lipsi în acest joc. Dar cei care vor intra în teren știu ce au de făcut. Lucrăm de o lună și împreună. S-au obișnuit cu metodele noastre, ale mele și ale staff-ului. Eu îi cunosc din ce în ce mai bine pe ei, și cred că ar trebui să avem o reacție foarte bună la acest joc. Echipa din Crângâi așteaptă pe suporteri în tribune în număr cât mai mare.